treaba cel mai bine, că tu știi cel mai bine totul, că tu ești relaxat, că te doare undeva de lupta asta și de cipi și de toată lumea și nu te interesează, și mie senzația asta îmi dai din tot interviul ăsta și din materialul ăsta. Nu cred că te subestimează, eu cred că ascunde foarte multe lucruri. Probabil a început, nu, eu cred că a început antrenamentul de foarte mult timp și nu spune, eu cred că face multe alte chestii și nu le zice. Nu-l văd eu pe Zani Dache, pe cel care l-am văzut la Survivor și la televizor, să lase lucrurile așa, să vină de la sine, să meargă la soartă acolo în luptă. N-am zis că nu mă interesează meciul, chiar mă interesează ce se va întâmpla acolo, nu am spus treaba asta. Sunt doar niște discuții care nu demonstrează deocamdată nimic. Eu nu pot să fac nimic în privința meciului de peste 2 luni în momentul ăsta. Nu am cum să vorbesc despre ce se va întâmpla, despre sfatul, despre... Și cât despre Cipi Banu, nu-l subestimez absolut deloc. Și impresiile pe care vi le las eu vouă, astea sunt fură să vreau. Adică nu le gândești deloc marketing? Nu, adică eu nu vin aici, zic, mamă, le zic așa. Dacă nu mă credeți, veniți cu mine acasă, puneți-mi o cameră live, să vedeți că nu, sunt serios deloc și asta nu-mi place la mine. Nu mă trezesc, nu mă culc când trebuie. Am zis că o să mă apuc de antrenamente, am făcut 2, dar ce știe, că știe Yamato deja. Am postat cu el de 2 ori, odată ne-am văzut, am vorbit, mi-a arătat niște chestii, a doua oară când ne-am văzut, am transpirat de mă spart. Și m-am mai văzut odată cu un băiat care a venit special din alt oraș pentru mine, i-am zis că ne vedem în fiecare seară la sparring, m-a ținut o seară, ne-am văzut odată la sparring, dar sunt convins că voi găsi soluția în parcursul acestor 2 luni. Crezi că cu cât se va apropia lupta și va crește și presiunea meciului, că până la urmă semnezi un contract, trebuie să intri. Când se apropie lupta, ce crezi? Crezi că emoțiile, adrenalina te vei antrena și mai mult de atât, că riști să pici în partea elaltă în supra-antrenament? Adică dacă tu deja te antrenezi 2 antrenamente pe zi, soția așa 2 luni, nefăcând treaba asta niciodată, poți să ajungi în ziua meciului obosit la meciul. Te-ai gândit la treaba asta? Deja și-a făcut planul zmoră cu ceva timp înainte de... Favorite Cipi Rau cu 1.70. Cum 1.70? Ce înseamnă 1.70? Adică că cota 1.70, dacă pune pe tine cineva, am impresia că ia banii aia încă o dată 0.7, nu? 0.7, da, înțeleg. Și Zani? Eu am câtă. Și Zani are 2. Ai cotă mai mare? Nu are diferență. Are cotă da, dar cotă mai mare înseamnă că tu ai fost mai pariat. Că tu ești favoritul. Ok. Adică toată lumea pariază pe tine că tu vei câștiga. Da. Cum vezi această luptă în cușcă? Eu? Da. Cum o văd eu? Văd o cușcă. Văd ca pe o provocare la îndemâna oricui, cred că ar trebui oricine să intre, orice bărbat cred că ar trebui să intre în cușcă. Este oportunitatea pentru mine, cea mai la îndemână, să intru să fac niște bănuți ușor. Ți se apar ție că sunt bani făcuți ușor, că totuși e greu să intri în cușcă. Crezi că reușești să dai un knockout, reușești să câștigi la puncte? Te văd așa foarte reținut, dar dacă încerc să nu dau afară, pentru că eu sunt mai mult pe fapte decât pe vorbe. Știi că simți să promiți, păi, simți că ai multe de spus. Pentru că lumea mă știe, am multe de spus, dar nu spun până nu dau lovitura. De-aia sunt reținut, că așa mie îmi vine să mă transform și acum să zic, mamă. Și dacă iei bătaie, ce să zici? Dacă iau bătaie, nu prea există opțiunea asta. Dar nici asta nu trebuie să fie o promisiune. Pe 27 septembrie o să intrați în cușcă. Deci tu ești convins 100% că vei câștiga. Că bănuiesc că și la Survivor când te-ai dus cu aceeași mentalitate să câștigi. Știam de când am auzit că intru, știam că voi câștiga. Și aici la fel? Ai același feeling? Tu ce părere ai despre asta? Despre bătaie în cușcă? Da. Eu fac fitness de 7 ani. N-are nicio treabă. Asta vreau să zic. N-are nicio treabă. Încă din contra te încurcă, că acolo nu te duci să faci fitness. Da, luptele sunt total altceva, adică primele antrenamente mi s-au părut, wow, ce e asta? Adică n-are nicio...